Acțiunea de distribuire a biletelor de tratament din seria a doua s-a încheiat ieri. Au fost puse la dispoziție vârstnicilor peste 60 de bilete la băi cu preț redus, ce nu a depășit jumătate din veniturile solicitanților. Pentru seria 2 au fost alocate de către Casa Națională de Pensii Publice un număr de 67 bilete de tratament. Din acestea, 42 au fost alocate în sistem informatic persoanelor care au solicitat bilete de tratament pentru această perioadă. Biletele au fost afișate în data de 17 februarie 2020 și au fost valorificate până astăzi, 26 februarie inclusiv. Ca de fiecare dată, oltenii au preferat biletele în stațiunile de renume, în care în ultimii ani au fost făcute investiții importante și care oferă un grad sporit de confort, dar și proceduri de tratament diverse. Printre acestea, cele mai solicitate au fost biletele de odihnă și tratament în stațiunile Amara, Bala, Olănești sau Pucioasa. Biletele sunt la bazele de tratament ale Casei Naționale de Pensii Publice, Amara, Bala, Olănești, Covasna, Pucioasa și altele. Biletele care nu au fost ridicate de cei cărora le-au fost distribuite vor fi valorificate la ghișele casei județene de pensii Olt în data de 2 martie. Până în acest moment, la casa județeană de pensii Olt au fost înregistrate aproape 2000 de cereri.